pentru a protesta împotriva modificărilor legale care se fac pe noaptea pe genunchi. Pentru că noi muncim, noi ducem tot greul. Nu guvernul, nu ANAF-ul, nu nimeni. Noi muncim pentru ca să fie totul în regulă. Muncim mai mult decât munceam înainte. Începem să ne fie scârbă de meseria asta, pe care noi o iubim, de fapt. Păi ne încurcă și nu doare factura, pentru că ne-am săturat de măsuri luate pe genunchi, ordonanțe de urgență date vineri seara pentru, cu aplicabilitate luni dimineața. Suntem sufocați de formulare și noi și antreprenorii. Vă dați seama, noi nu mai avem concedii, weekenduri. Digitalizarea se presupune că ar fi trebuit să ne aducă niște, o simplificare și nouă, pe noi ne îngreunează foarte tare. Este complicat pentru simplu motiv că obligă sectorul privat să își organizeze de așa manieră activitatea încât să depindă de niște termene foarte scurte. Ori, în condițiile în care mici întreprinzători nu au contabilitate proprie, sunt obligați să se externalizeze contabilitatea, trebuie să ducă documentele într-un anumit timp. Toate declarațiile astea care s-au introdus prin așa zisa digitalizare nu fac altceva decât să ne îngreuneze munca și a mediului privat și în primul rând a contabililor, pentru că nu mai avem timp fizic să facem contabilitate în sprijinul mediului privat, o facem doar în sprijinul statului.